Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Avem doar 5 parfumuri astăzi despre care vorbim, dacă vă vine să credeți. Mi se întâmplă mai rar să fac o selecție atât de mică de parfumuri, dar am ales 5 care mă duc cu gândul la niște povești. Am ales 5 pe care le văd potrivite pentru seriile de vară, așa cum ați văzut și în titlu, parfumuri seducătoare și misterioase. Și o să încep cu minunatul acesta de la Valentino, un parfum pe care îl ador și îl super, super, super recomand. Acest parfum este și dulce, dar este un pic întunecat, este misterios, este seducător, este elegant și mă duce cu gândul la o poveste. Mi se pare potrivit pentru o seară recoroasă de vară, în care te îmbraci frumos, te îmbraci elegant și ieși la un restaurant, miroase a flori, dar cumva vanilia aceasta de bourbon este spicy și un pic sărată, aș spune, spicy, un parfum floral spicy, cald, un pic sărat, nu știu de ce îl simt așa, dar așa îl simt, așa vă spun. Și îmi place foarte mult, îmi place foarte mult pentru că parfumul acesta mă îmbracă, îmi place să-l simt în aer. Foarte frumos este, foarte, foarte frumos și eu îl super recomand. Îmi doresc tare mult să testez și Valentino Donna Born in Roma. Simplu, mă gândesc că acela m-ar duce cu gândul la ceva mai de zi, dar l-am testat odată și am uitat cum miroase, știu că mi-a plăcut, dar trebuie neapărat să-l mai testez odată. Momentan acesta este minunat, minunat. Îmi place foarte mult. Următorul parfum misterios și seducător este Olympia Intense și este flankerul meu preferat de la Olympia. Mai trebuie să discut puțin cu Flora pentru că încă nu m-am prins care e faza cu el, însă pe acesta îl ador, îl ador. Este ceva mai in your face decât Olympia, este mai intens, este mai puternic, este mai dulce și avem și aici ambră, este un parfum cald, avem piper, avem flori, ce mai avem? Două tipuri de vanilie, două tipuri de ambră. Este un parfum foarte frumos și acesta îmi spune o poveste, pe el îl văd purtat într-o vacanță, la o petrecere pe plajă, seara, pe răcoare, noaptea, este minunat parfumul acesta. Și este cameleonic pentru că eu îl percep iarna, îl percep diferit, vara cumva iese izul acesta sărat mai în evidență, este cameleonic pentru mine să știți. Parcă iarna iese în evidență toată căldura lui și vara iese acest iz sărato-vanilat, caramelul acela sărat. Un alt parfum seducător și misterios, dar mai, ceva mai elegant și mai romantic este acest Musk Noir Rose de la Narciso Rodriguez. Pe acesta, din nou, este un parfum versatil, dar mai elegant. Pe acesta îl văd ceva mai romantic și îl văd purtat seara la o ieșire în doi. La o ieșire ceva mai romantică, este un parfum moscat, este un parfum care nu are o proiecție extraordinară, dar de aceea mi se pare și mai romantică, este ceva mai intim, ceva mai romantic și îmi place foarte mult și îl văd purtat seara și nu numai vara, îl văd purtat oricând, dar în general seara. Chiar mi se pare foarte potrivit. Aici avem prună, avem trandafir, tuberoză, mosc și vanilie. Nu este un parfum foarte dulce, mi se pare foarte bine echilibrat, foarte plăcut și foarte feminin. Deși nu este un parfum care să persiste extraordinar de bine sau să aibă un ziaj foarte mare, parfumul acesta mi se pare foarte frumos și tot îl recomand pentru că
Îți dă o stare de bine, îți dă o stare de relaxare, este plăcut, este bine echilibrat și îmi place foarte, foarte mult și acesta. Următorul parfum pe care eu îl văd așa mai prințesistic, dar pe care îl văd purtat în seriile de vară și nu numai, din nou un parfum versatil, este Gran Ballo de la Casa Murati și l-am inclus aici pentru că și el îmi spune o poveste și pe el îl văd foarte girly. Îl văd purtat seara la o ieșire cu fetele, mai flirty, așa aș spune. Este un parfum seducător, dar într-un alt mod și miroase foarte bine, deși este un parfum dulce, nu mi se pare prea dulce. Mi se pare un pudrat dulce, girly, miroase a roz, miroase extraordinar de bine și îl ador, îl ador. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, unul elegant, misterios, seducător, ceva mai serios și mai întunecat, este acest Tom Ford Black Orchid. Eu am aici varianta de Luminous Hair Perfume și nu fugiți de parfumurile acestea pentru păr, pentru că sunt foarte puternice. Chiar am văzut la un moment dat, tot de la Tom Ford ceva, avea un preț foarte bun și era pentru păr și am mai văzut și de la Diptyque, parcă dacă nu mă înșel. Nu fugiți de variantele acestea pentru păr, pentru că puteți să le folosiți normal și sunt foarte persistente. Cel puțin acesta persistă super, super bine și nu îl folosesc doar pentru păr, dar și el îmi spune o poveste și asociez cumva parfumul cu o ieșire pe care am avut-o de genul acesta într-o seară de vară la un restaurant, nu neapărat pentru o ieșire romantică, este ceva mai serios, așa mai întunecat, dar tot la o petrecere, tot la un restaurant, ceva de genul. Poate că l-asociez cu o rochie neagră, dar îmi spune o poveste și l-am purtat și ziua, nu mi-a dat același vibe pe care l-am avut atunci când l-am purtat la, cu o ocazie specială. Deci, un parfum de seară foarte, foarte bun, foarte frumos. Nu-l port oricând și nu am starea necesară pentru el oricând, nu mi se pare versatil, dar l-aș purta cu o ocazie specială. Cam atât cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut selecția pe care am făcut-o eu și puteți să-mi spuneți și voi ce ați purta în seriile de vară. Nu știu, la o ieșire, la o petrecere, la o terasă, la un restaurant, ceva mai elegant. Și de-abia aștept să vorbim în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați-mi și un like, nu uitați și apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când eu postez ceva nou. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!